Ce faci, mă, porcule? Mamă, zici că ești actorul ăla din filme indiene. Bă! M-auzi, mă? Uite-l, bă. Zici că ești actorul ăla din filme indiene. Dispare, apare, uite. Ce faci, mă, lucrezi cu mască la poștă, mă? Tu furi din colete, este? Furi din colete, de-aia poți mască. Nu vorbești, băgat, să ai nas. Am văzut că e ceva poliție pe un oraș pe aici. Deci dacă ar fi să ne ciocănim, avem cu cine să ne ciocănim. Unde am fost că era poliția? Nu mai e, mă, erau aici, frate. Sparge și noi gardulețul ăsta mic. Uite, poliția aici. Nu îmi dați, domnule, să vă lăsați. Mă scuzați, dar... Cu grijă rămâne data viitoare. Face stopul, domnule. Da. Bă, în ce mașină mă... Poliția, mă, l-a uitat pe la pădreapta, mă. Asta-i un pic ochii la seara cu asta. Hai să vedem dacă găsim pe cineva pe aici, pe orașul care să ne băgăm și noi la tam-tam. M-auzi? Ei! Ai ceva în mașină de vânzare? Aveți ceva în mașină de vânzare? Mm-mm. Ce părere aveți de un așa șasea bani? Nu știu că eu... Cum să zic eu? Eu conduc mașinul din astea de fetițe. Uleu, putem face o poză, domnul? Aoleu, dar de ce? Pare puțin cunoscută vocea. Putem face, vă rog? Da, sigur că da. Putem face o poză? Nu mi-am dat seama de prima oară. Hai, fă mai întâi cu el și pe aia facem noi. Dă-te un pic mai încolo. Dă-te un pic că ne deranjezi poza. Aia zic. Facem poze noi aici. Nu, eu îți mulțumesc. Mă, ce mușcă e pe tine. Am mușc rău de tot. Hai că mă duc să dau cu poliția. Poftim? Mă duc să mă dau cu... Mă duc să mă dau cu poliția, zic. Poze în șocul tine? Nu știu ce să zic, nu prea te văd așa în stare să... Să-l iau, mă, și pe el ce ziceți? Dacă apăsați butonul de like, îl iau și pe el. Bine, nu dă like și subscribe, mă, nu e tot. Hai, mă, că dacă ai apăsat un butonul de like, poate apăi și tu și... Uite, mă duc să-l iau. Hai, mă, vrei să vii? Da, hai că vin. Dar vezi că s-ar putea... Trebuie să te avertizez că s-ar putea să te dea aia afară de la medici, de la mecanici. Da, mă pun în spate, cum o știu pas alt. Tu știi. Urcă-te în față prin atunci și pe aia te mulți în spate. Hai să luăm și pe ăsta cu noi. Hai, mă, vii și tu cu noi? Da, vin. Hai, urcă și tu. Mergem să ne certăm cu poliția, să vedem ce iese. Da, nu, să nu iese niciun mecanic pe oraș. A? Nu este niciun mecanic pe garaj, doar eu sunt. Aie. Uite poliția. Ce tare. Aoleu, deja te-a luat. Dar mă prinde? Ai Bugatti, cum merge Bugatti ăla? Merge de rupe ăla. Aoleu. Păi și mașina mea cum merge dacă Bugatti merge de rupe? Merge, asta e rachetă. Hai că dacă e ceva ne-a reparat. Da, uite cum.
am încheiat și geamul. Aici era intră muzeul din aia, eram sigur. E deja am scăpat de ei. Așa se pare. Păi, am făcut cu tot cu Bugatti, mă. Păi bine, mă, trebuie să și știi să-i faci, înțelegi? Acum nu mai poți să-ți vopsești mașina aici în paleta, am înțeles, nu? Nu, nu știu exact, nu cred. Stai, nașpa. Am văzut că-i poarta aia, gen, care nu se deschide. Numai bogătani pe aici, prin oraș. Da. Nu, nu merge, că e închisă poarta. Mamă, și voiam să-mi vopsesc mașina să nu mă mai ia poliția. Păi și acum ce face? Mergem până în los, nu e, nu e ce trebuie. Nu ești pe aplicația roșie acum, nu? Nu, de ce? Nu, am întrebat. Vrei să transmiți și ăla băieți? Că dau drumul dacă vrei. Bă, nu știu. Hai că dau acum, nu. Salutare băieți, am găsit la un nou, e de aici cu... Care vrea să zică ceva, care vrea să zică ceva dintre voi? Eu, salut tu. Salut! Palo acolo la pericol. Bă, du-te bă așa, bă, de pe stradă, ăi. Vine poliția, ăi. Nu stai de ureci. S-aude o mașină, s-aude o mașină. Un am reușit să strâng 180.000. Cât? 180.000. Poliția, shit. Să ne băgăm pe aici, a? Care faci accidente, mă? Asta, asta faci eu. Uite-mă. Asta era salvarea, mă. Care l-ai bătut, mă? O, ne-a bătut. Și frate, aici l-am găsit. Da, vezi că... Vezi că vorbește leșinat. Ne-a bebe o poză după, te rog? Bă, nu prea apucă, mă caută poliția, dai seama că dacă sunt pe aici. Hai, urcă că mai e un loc, da. Dar să știi că urmărește poliția. Bă, dacă vii aici la geam, facem. O poză după? Vino aici la geam, că nu mă dau jos, că e complicat. Da, da, da. Dar vine la geam în față aici și facem o poză. Unde să ia din mă bătut futuiașă în gât? Mă duc după ei. Poftim din partea mea așa. Că m-ați luat și pe mine. Uite mă frate aici. Bă fratele meu, n-am vrut să te bată, îmi pare rău, bă. Bă, de ce l-ai bătut, mă? Că m-am jurat de morți, frate, știi? Și n-am... De să-ți dau și eu un pumn. Na. O, dar ce e aici în față? Prezint că iar începe bătaia. Bă, nu mai da, mă, bă, nu mai da, mă. Bă. Iar îl bate, fii atent. Nu mai dați, mă, nu vă mai bateți, mă, că vine poliția cu și... Dar nu vreau să-l bate, bă, că mi-e milă de el, serios, dacă nu. Dar e nebun și el. Mamă, dar ce aveți de aveți în față? Bă, ca și pula lui la femei. Nu vreau să-l bat, că... Dintr-un punct ce-i dau, cred că-l lișine acum aici, pe loc. Aoleu, poliția, shit. Oricum, domnul, mulțumesc că mi-ați spus că... Fugi. Trebuie să-i mai... ne jucăm un pic cu ei. După aia te poți duce într-un loc retras, sunt așa mai jos. Uite-l cum se bagă, bă. Da, dar frâne n-ai prea ai pe Bugatti, ce să fac? Nu sunt eu de vină. Viteză, da, nu pot să zic că nu. Brei, apare acolo pe aplicația roșie. Da, da, voi să zici ceva? Aoleu. Au,
au, au, au, au, au, uite cum dau cu capul de volan, au. Domnul din salvare! Ajutați-i pe domnul polițiști că noi suntem bine! Aoleu! Mă, dar tot vin, mă! Aoleu, nu știu cum să-i, nu pot să-i... Aoleu, dacă ne prinde poliția e groasă, să știți! Aoleu, era să se răsoară! Aoleu, groasă pentru mine, nu pentru voi! Păi de ce pentru tine? Poftim? De ce pentru tine? La mușchi, ești ca mecanic, așa? Mușchiul mecanic? Nu, ca mecanic, așa! Mamă, ce mă omoară chestia asta că merge încet. Ei prin sende n-au voie să meargă, nu? Nu știu. Au sexy acolo. Uite cum merge, na. Uite cum merge, na. Bă, dau-o încolo. Trage pe dreapta. Băi, hai să tragem pe dreapta, dar trebuie să ne tragă de ouă, gen. Mă, dar accelerează și ăla bine, frate. La bebe, Denis, ce face? Crezi că e momentul acum să vorbim de... E... Bă, ce dacă bine să ține băiatul ăsta. E groasă, e groasă dacă ne oprești. De ce, ne omoară? Ne mănâncă părna aia. Arș! Bă, ce vine, bă! Da, mă, merge tare, frate! Îi ducem pic pe autostradă? Nu, no, că și acolo dacă ne fac. Hai să facem cumva, să ne aruncăm în apă. Arș? Aoleu! Aoleu, este fum! Nu mai este. Aoleu! Au! Bă! Oh, no. Oh, te iubește! Nu! Oh. Mai merge, mai merge! Fiți atenți că trebuie să ne dăm jos și să fugim, să știți! Bagă-te pe aici, într-o curte de asta, să fugim repede! Aruncă-l în apă, aruncă-l în apă, mașina! Fugiți! Sunt supărat, dacă o sări mașina peste, ce să fac? Te alergi cu poliția? Da. Slești crai. Ce crea să vezi tu crai? Ai de capul meu. Când te prinde, cred că-s 10-600. Dacă te prinde. Vezi că-ți trimit un videoclip în privat, de 3 secunde să-l audă pe Eric. Trimite. Că i-am pierdut. Vrei. Mai vedeți ceva pe aici? Nu.
Cum se pune ăștia mă, pro? Eu cu tastatura mea până scriu. Hai înapoi la mașină, că ea nu mai vine. Mai știi unde era mașina? Mai știți unde era mașina? Ia. Aici, că se aude că e pornit. Bă, ce faci, mă, nu pleca? Bă, 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 stai, mă, stai, mă, stai, mă. Hai că reparat-o, hai, hai, hai. Stai, că nu urcă. O să mă duc, băi, și o să mă las prins ca să nu se mai supere poliția, frate, că mereu se supere poliția. Hai să ne lăsăm prins să facă roleplay dacă... Eu n-am vrut să sar acolo, am vrut să mai dau un pic față, spate, poate se rupe gardul, să forțez puțin. Și mașina o sări peste, adică nu poți controla pasajul. Când i-am dat, deja era peste mașina. Asta e, adică am profitat de asta, nu e că am vrut eu să sar peste mașina lui de poliție. Bă, de scăpat, e bine că am scăpat de el. Da. Plus că puteau să vină în continuare după noi, dar dacă ne-au scăpat, gata, au început să scrie pe chat că nu e roleplay, că nu știu ce. N-au fi cel mai tare roleplay, dar dacă așa au ieșit, ce să-i fac? De ce să nu-l continuăm și să fugi să le distrăm în continuare? De ce trebuie să... Oare ce mașină poate să-mi iau și ori 200 de mii? Nu înțelege. O, trăiască domnul agent, ce faceți? Ziua, bună ziua. Raul. Ce fac? Abuzează domnul meu. Ce abuzează? Repede. Uitați, domnul are mască. Pe mine m-ați luat ca mască. Domnul. Eu nu am mască, domnul. Rămâneți pe loc, vă rugăm. Rămâneți pe loc. Aolo, de ce? Vreți să faceți rele? Bă. Vezi că vine și Porsche. Aolo. Ata, voiam băieți, acum o să-i las să mă prindă, să știți. O să fac urmărire ușoară și o să-i las să mă prindă, ca să știți dinainte. Să știți dinainte că n-au ei șanse să mă prindă. Dacă mă las, bine, se întâmplă să mă prindă și random așa, da? Acum o să mă prindă. Trage pe dreapta. Eu tu pula. Da, e roleplay, simte-mi-ne. Vreau să-i alerg un pic, băieți, nu pot să-i las așa un pic, să-i alergăm un pic. Ia uite Bugatti ce merge, bă! Vezi ce vine Bugatti. N-ai pe unde. Ai și tu dreptate aici, au. Degeaba, că se întoarce. Bine, na, bebe! Vezi! Lăsați-l că n-a făcut nimic! Jos de mașină, jos! Am zis! Jos! Jos, fața la mașină! Mamă! Să fiți arestat pentru fugă de poliție! Bravo! Cu cine erai în mașină? Cu... 1. Hai, băgați-l în Porsche și îl ducem la secție. Și l-ați prinde. Pune că duci colegul. Eliberează zona, tu ai 2. Eliberează zona. Da, tu. Nu pot să mă sui că mă împușc. Oricum nu vreau să scap. Bă, pleacă de aici, bă. Nu vă mai fugeți. Cadre Lucas mai ales. Fugi, am zis. Bă, pleacă. Tu pleacă. De câte aparatul bodycam din notare. Pleacă. Adică îmi faceți vloguri din alea. Băgați-l în Porsche. Bă, n-auzi să pleci? Bă, m-a pe tine, n-ai frică? Urcați-l, bă, în Porsche! Vreau să părăsesc zona, te rog. Uite, ăștia să stai, face poze cu mine. Hai, la sexy. Lasă-l, el are treaba lui, tu? Îmbugat. Băi, m-au prins băieții, vă dați seara câte șanse aveam să scap și aici, dar... Dacă am zis că... M-au prins, gen, adică... A zis că se supăra să răpăcea băieții și am zis că n-are rost să... Uite ce număr are mașina de poliție, 69. Oh, bună ziua, domnul, cum vă numiți?
Să trăiți, inspector Denis din departamentul poliției române. Da, ce bine că am dat de dumneavoastră, domnul, că sunt arestat fără nicio vină. Cum adică, domnul, fără nicio vină? Mergeam liniștit și dintr-o dată m-au luat unii în mașină. Mi-au zis, urcă la volan, te împușc. Bă, stați așa, cum să... Da, mai bine, mai bine. Au! Ma, au, alo! Lamborghini eliberează zona. Hai, colegul, dă-i. S-a stricat, colegul, ce se dau? S-a stricat? S-a stricat, ce să-i mai dau? Lăs chelea la mine. Dă-i fix, am vrut să zic, dă-i fix. Dă-te de mașină. Stai că i-am dat centura jos. Urci în Bugatti. Vrei să vă repar mașina, domnule? Sunteți mecanic? Am mecanic, dar sunt de profesie. Ia uite cum vin băieții să mă salveze, ia uite, Lamborghini, Bugatti, toți vor să mă salveze. Am crezut că mă duce altfel, ce cu găura aia acolo, frate? Ăsta n-are nici ușa. Bă, dispărut! Cine a dispărut? Eliberează secția acum. Move, bitch! Get out of the way! Ce faci, măi? Ai revenit? Medicul e cu mine. Ce? Eliberați zona, bă. Cadete! Eu! Oh, domnul motociclist, ia uitați aici. Eliberează zona. How? Cadete, ai auzit? I-a spus cătușe? Da. Da. Haideți, vă rog. Vă rog să încuiați secția, colege. Nu încuia, că nu e mafiot. Pentru ce îi dai? Bebe pe aici, domnul Bebe! Fugă de poliție. Atât? Și ce mai am la mine? Vreau să fie 120 de luni și 20.000 amendă, nu? Atunci, da, faceți poze aici și îl transportăm la Jilava. Da. Ah, ok. 120-20-100. Îi faci tu pozele de curaj? Pa. Sunt curios dacă îmi dă masca jos. Masca asta sau ce e? Bă, dar vă rog să eliberați zona. Ce faceți aici? Eu doar cu privirea. Bun, aici, vă rog cu privirea aici. Eliberați zona. Poze, față, spate, buletin. În spate, vă rog. Mulțumesc. Lateral. De ce mai face poze la spate, domnul? De la spate mă vedeți mereu. Să vă caut aici un buletin. Vezi dacă are obiecte ilegale. Da, da, o să mă uit. Dar să știți că mi-au umblat oamenii de m-au pus să conduc, mi-au umblat la... Nu este nimica. Așa, vă rog cu fața acolo, să vedem ce aveți prin geantă. Oamenii mi-au umblat în ghiozdan, să știți. Ăia de m-au amenințat să conduc mașina, că dacă nu mă omoară. Ce are? Are, văd aici, un briciag. De ce armă îmi găsești? Un pumnal. Un taser. Și un pistol. Are permis port armă? Un cutter. Două secunde să mă uit pe aici. Aici. Tot fel. Nu. Păi, bun, deci... Dacă n-are permis port armă și are pistol... Este da, și o armă compactă. Armă de calibru mic. Bun. Bă, dar te rog, eliberează zona, nu mai stai aici. Smurd. Domnule, stau în caz de orice. Nu ai de ce nu să stai, nevoie. Du-te. Colegul, uite-te și tu, te rog. Bine. Vezi dacă mai găsești ceva? Să vedem. Țigară, bun. Păi simt că o să mă controleze toți. Okay. Bun, haideți colegii că ne lungim deja mult. L-ați percheționat odată, nu are nimic. Voi faceți poze, după îi facem transport la Jilava și îl procesăm acolo. Mergem la ușă și dăm direct. Are un taser la el. Să citiți drepturile, vă rog. Că mă duc până sus. Bun, citești și drepturile cât îi... Tu, colegul, tu. Eu scriu aici. O să mi le citesc eu? Nu.
Dar nu m-au întrebat, bă, de poveste, bă, să vin filmat. Îmi plac roleplay-urile alea când e cu poveste. Când eu încerc să-i mint, vin cu argumente. Vă iau toate obiectele ilegale. Da, da, băgați-le acolo în cutie, domnule, că nu sunt ale mele. V-am zis că, dar nu mă ascultați. Bun, păi atunci nu o să le ceți lipsa. Deloc. Că nici nu știu ce mi-au pus în ghiozdan acolo. Domnul, da, mi se pare mie sau mi-ați furat și un din ăsta, trusă din aia? Aia mea, domnul. Vă rog, deoarece nu avem nevoie de asistență dumneavoastră. Trusa, trusa medicală, domnul, e a mea, nu trebuie să-mi o las. Păi dacă o să aveți nevoie și o să luați și noi nu mai vrem să venim, ce facem? Ascunde. Nu avem nevoie, stați liniștit. Ce, e ilegală trusa medicală? Că știu că se poate cumpăra, parcă. Dar ce, n-am voie să stau? Domnul, vă rog frumos să eliberați zona, deoarece nu avem nevoie de asistență dumneavoastră. Nu, nu se nevoie, poate cumpăra. Anunț. Nu se poate? Cum, domnul, nu se poate cumpăra trusa medicală? Bă, tu te-ai angajat la smort? Nu! Atunci? Păi da, dar... Păi nu ne lasă să stăm. Păi eu știu că se poate cumpăra trusa aia medicală, că... Eu știu că nu se poate. Aia de la smort vine cu lăcățel din ăla, nu poți să o folosești. Dar sunt unele de le cumpărând din paletă, parcă de aici. Și domnul, putem să le folosim și noi. I-am luat trusa medicală și că nu e obiect ilegal și domnul, că... Da, dumneavoastră e secția. Păi veniți după mine că vă deschid eu. Eu așa zic, domnul. Ei făcut pozele? Da, i-am făcut. Îl schimbăm aici sau îl schimbăm acolo? Poftim? Îl schimbăm acolo. Acolo, domnul, ca să nu mă vadă lumea când ies așa în pușcăriaș de aici. Mă dau ăștia la televizorul de mine. Stai un pic să vină. Da, du-te și pregătește după, te rog. Domnul, dar nu mai țineți pistolul la mână că mă intimidați așa. Bun, i-ați făcut poza. Da, i s-au făcut pozele. S-au citit drepturile. E sigur că ai făcut pozele. Da, domnul, mi-a făcut față, haideți spate, laterală. Haideți, vă rog. Haideți după noi. Ăsta, ninja, sau yes. Bursuc. Bursuc, scoate dobă de transport. Fiesus. Păi am zis la polițist craibă, ați văzut și voi de fapt, cred că ați văzut, nu știu dacă am pus pauză. Și s-o supăr să vezi ce crai îți dau eu ție, eu zis. Ai. Așa era, frate, adică puteai să lași rupul să continui, îmi pare că nu e ca și cum i-am împușcat pe tot și am fugit. Iau dastrul meu și mergem în coloană. Dar mă duceți cu duba, domnul? Da. Dar cu Porsche, cu Bugatti, nu mai se poate. Haide, urcați. Mă urc, ce să fac? Intru cu el în dubă sau? Da, nu, intru cu el în dubă. Aici în față, puneți colegul. Centura. Centura în față. Centura, colegul. Așa, stai să deschid... Asta să-i pun centura. Centura. Opa, așa stai să închid, bam. Stai să închid și astea. Da, sunt țepenite, ce n-ai, bă? Așa. Ia mâncă gaz. Pe putem începe deplasarea? Io, te rog. Bă! Mă. Loco! Mamă, e al doilea accident cu voi, mă omorâs pe bune. Sunteți bine, două în spate? Sunteți ok? Sunt bine. Ma. Lasă că nu vede pe nimeni, haide. Lasă, Denis. Aolo, iar. Te-ai mă cât stau să o strâns aici. Pornește-și tu avariile. Ce faci, mă? Ce, eu? Ce faci? M-auzi? Da. Ce? Tot aud radarul ăla. Gata. Tu ți-ai pus radar? Nu
pe asta nu. Bă, ce tot ziceți mă acolo în față? Nimic, domnul. Nimic, domnul, nimic. Sunteți ok? Da, da. Nu vrei să-mi dai și mie drumul? Poftim? Nu vrei să-mi dai și mie drumul? Nu. Se adaugă. Mm, ce putem să se adauge, mă? Poate vin peste voi în față. Aici trebuie să se adauge pentru amenințări sau ce? Fiți băzi, cuminți că deschid ușa și vin acolo în față între voi. Eu nu prea l-aud pe domnul. Nu știu, o fi de la carcasa asta de metal. Nu mă auzi, mânca mea, amândoi. Oprește sirena, oprește un pic sirena. Să mă audă. Dar nu pot să vă mă încolo, nu înțeleg de ce nu pot să văd. Uite mă că e... Sunt niște din alea ceva. Dar nu-mi dau seama. Hai, trage pe dreapta, lasă-mă aici. Nu. O să facem un e-pass out. Bă, nu mai pot să mă ridic. Ia uite, ia fie lângă, ia uite. Au. Bebe Moise se întoarce. A fost un episofanie asta, dar a trebuit să mă las prins, dacă nu se supăra poliția, frate. Eu recunosc cum ar veni că nu a fost cel mai roleplay acolo, gen, dar... Na, suntem pe un server unde ar trebui să se distreze lumea și mai ales că în momentul în care se întâlnesc cu mine, trebuie să-și dea seama că fac roleplay-ul pentru YouTube, așa, nu pentru mine, că nu știu ce, nu știu cum, știi? Da, na? Ia uite, bă. Bă, și au greșit, mă. Bă, voi ați greșit drumul, mă. Băieți, voi ați greșit drumul, mă. Ce faci, mă? De ce conduci așa? Schimbă șoferul, lasă-l pe cel din spate să conducă dacă nu poți. Dar mai e domnul spate? Da, da. Da, da. Unde e? Deschide portbagajul. Da, e, haide. Urcă, urcă. Dar ce pușcherie mă duc ăștia, frate? De ce ocolez pe aici, pe un Sandy, nu înțeleg? S-au băgat pe aici că au crezut că poate fac ăștia capcana sau ce? Aia zic. L-a omorât pe ăsta, bă, am văzut cum a sărit. E o nebunie să mergi cu poliția. A spart pe la săracu. Pui pe că Bugatti vine, nu-l ajută? Asta nu mai zic, ăsta are un mers de... Hai Bugatti, te opri să-l ajut pe ăla sau nu? A, ai avut curaj să dai drumul la sirene aici, ca să audă băieții mei pe unde să n-ai dat. Băieții mei, băieții grei, sunt cei mai șmecheri băieți. M-a prins poliția, băieți. M-au prins un foarte bun polițiștii, au un stil aparte de a... Cum a fost colegul pe transport? Auzi, dar domnul a zis ceva de băieții lui, nu știu, nu am auzit foarte bine. Ce băieții lui? Nu știu, ceva... Centura jos. El să vă zică, să-i da și centura, că a fost pus. Păi asta fac, că i-am dat acum centura jos, am deschis asta și am dat-o jos. Acum îl ajut să se dea și el jos. Ce băieți dumneavoastră, domnule? Nu, le-am spus că... Lor le-am spus, bă, voi sunteți băieții mei. Colegul, dă-te un pic mai încolo. Colegul, dă-te mai încolo. I-am spus la șofer, bă, voi sunteți băieții mei, conduceți prudent că m-au accidentat până aici de numai. Am
înțeles, haideți după mine. 400.000. Dar repetați-mi și mie unul, ce ați zis că a zis domnul? Că n-am înțeles. Voi sunt... Poftim? Ce băieți, domnul? Șoferii de la, de la camioneta. Păi și cu ce vă ajutau dacă auzeau? Păi cu nimic, doar am zis că sunt băieții mei, ce să mă ajute? Mm. Adică că sunt prietenoși. Și eu sunt la fel, prietenos. Am observat. Păi vedeți, am cooperat tot drumul, am venit frumos. Da, da. N-am înjurat, n-am zis nimic. Bun, cu sfatele mele să vă dau cătușile jos să vă schimbați. Locul tu să-și păzești ușa, gen. Nu pun aici. Sau mă pun afară când am chestii. Nu știu undeva și... să... Să lăsați ghiozdanul, vă rog, aici, da? Da, domnule. Bate și voi în ușă când vreți să deschideți, să nu spargeți spatele. Da, 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 corect. Ioi. Așa, cu spatele mine. Că sunt internat la spital, domnul. Mi-a furat ghiozdanul. Ați oferit amenda domnului, colegii? Nu, nu i-am dat. Dă-i colegul. Păi mi-a dat colegul care a fost acolo, parcă. Păi dă-i tot că tu ești la buletinul și tot. Bine. Cazierul l-ai făcut? Da, cazierul, da. Bun, dă-i oferi amenda domnului. Conform codului penal. După aia îl băgăm la... Se face cazier? Am făcut. Da, domnul, pentru făcut de poliție. Frate. Desenea de arme de foc. E foc calibru mic, amen 20.000. Deținerea de arme albe, 8.000 și 40.000. Poliția, tati, la prânăiescă. De arme de foc de calibru mare. N-aveți. Deci de substanții, n-aveți. Păi de să mergem pe ce am, nu pe ce n-am. Și asta o până mâine aici. Am avut și eu ghinion, puteți să spuneți acolo, are ghinion, îi scădem pedeapsa. Că m-au forțat aia să urc la volan, că m-au bătut, că am țipat din mașina ajutor, n-ați auzit. Că mi-au pus cuțite și de alea în ghiozdan și mi-au dat ghiozdanul în spate, n-ați auzit. N-au treabă, mă, nu există rol play verbal aici, doar ce te-a prins și te-ai dus la pușcărie. Eu nu știu ce rol preiau ei cu alții, gen mie mi se pare că eu... Fuga de poliție 20.000 și detenție între 60 și 120 și 60, adică... Da. Portarea mașii la volan 8.000. N-ai de viața mea. 8.000. Neplata taxi vamale 15.000 și 40. 15.000. Și 40 de lei. Uite, să spune acum calculez totalul. Că auziți ce-mi bagă ăsta aici, auziți ce-mi bagă ăsta aici, fiți atenți aici. Bun, deci. Și Nelson Mondeală cu calculul. Este 120. Parcă l-au pe Nelson Mondeală cu calculele lui. 80, 200. 200 de luni, scadem 20 pentru transport, 180. 31 ori 31. Bun. 20.000 cu 20.000 face 40.000, cu 15.000 face 55.000. Nu cred că am bani. Așa. 55.000 cu 16.000. Două secunde. Nu cred că am bani, băi, sincer vă zic. 71.000. 71.000. Vă permiteți amenda până acum? Domne, nu știu ce bani am pe bancă, sincer.
Deci cât e colegul amenda în total? 71.000. La mine 70. Am vreo 40, dar în bancă bun, nu știu ce am. Bun, haideți că o să trimit eu... Colegul, sunai tău buletinul domnului să trec datele, să trimit amenda la bancă. Da, da. Pune-mi la aici pe birou, te rog. Poftim? Pune-l pe birou. Bebe Moise, uite aici. Așa, Bebe Moise. CNP 11. 11, bun. Deci amenda ai zis că e în valoare de 71.000. Da. Și faptele? Două secunde, fugă de poliție, stai așa. Așa, asta am pus-o. Așa, mi-am fugă de poliție, deținerea de arme de foc de calibru mic, deținerea de arme albe. Haideți, mă, trebuie să ne zic o dată, să fim siguri că nu mai aveți niciun obiect la noastră. Mamă, asta ar fi a patru oară când mă percheziționați, domnul. Credeți că mai e nevoie? Așa. Deci, repet, fugă de poliție, deținerea de arme de foc, deținerea de arme albe. Așa. De asta. Mască la volan, purtare mașinii la volan. Și bă, dar ghiozdan nu trebuie să am, bă. Backpack. Cu catarul are voie? Da, că n-are ce să fac cu el. Da, așa. Da, avea și frânghia. Atât? Da, atât. Da, cu regulasă. Bine. Ne plătea taxi mama. Am trimis, așteptăm răspunsul băncii. Domnul, banca a acceptat amenda. Înseamnă că aveam bani. Da, da, înseamnă că ați avut bani. Bun. Amenda i-a fost oferită, cazierul a zis că l-a făcut. Da, l-am făcut. Poze ați făcut, atunci da. Haideți la Jilavă. Păi după toate amenzile astea mai m-am băgat și la pușcărie. Da, domnul. Vai de mine. Așa zice codul penal, așa facem. Eu am crezut că de luni, ai zis, da? Îmi dați amendă și mai mă băgați la pușcărie. Nu, domnul. Păi nu poate plăti cauțiune, dacă dorește. Dacă vrea. Păi nu mi-ați spus, m-ați băgat direct la pușcărie, hai la pușcărie, nu mi-ați spus că pot să plătesc. Trebuia să vă prezinte drepturile, ei au stat. Păi nici până acum nu mi-a citit nimeni drepturile. Colegii, de ce n-ați citit drepturile, domnului? I-am zis la colegul să fac cu el, am eu practic ar trebui bun, să vină un superior aici stop, și stop, să... Stop. Până la urmă plătiți cauțiune? Păi cât e cauțiune? 180 ori 500, stați așa. Păi că zic, hai la pușcărie, nu mă duc un pic să vă vizitez un prieten. 90. 90 de mii? Da. Păi numai dacă puteți să-mi dați cătușele jos un pic să verific pe telefon banking dacă am bani ăștia să plătesc. Dați-i cătușile jos. Data viitoare să citiți drepturile, colegii. Colegul. Dar normal, mă băga la pușcăriu și eu puteam să ies. Vreau mai dreapta mă și vă descătușez. Verificați dacă aveți bani, domnul. Acum, domnul, direct la asta fac. Ia să vedem. 54.000. Asta e, mă duc la pușcărie, domn. N-aveți? N-am. Am înțeles. Pune-i cătușile. Păi eu mă adaptă mă în stângă și vă încătușez. Mă duc că trebuie să vizitez un vechi prieten. Am înțeles. Haideți aici, pot să chem acum un coleg. Să aveți grijă de voi, domnilor, până ies. Da, da. Și de asta. Colegul! Și dumneavoastră. Acabă, 180 de luni. Și transportul și ăsta nu mi le-a scăzut? Gata, m-am uitat la pușcărie, mă băieți. Bă, și sunt și închis aici. Gardian! Deschide ușa, gardian! Păi, de ce m-am băgat mă, aici în pușcărie, bă? Sus, ia uite unde sunt băgat. Gardian! Gardian, deschide ușa, gardian! Asta e băi, s-a căzut la pușcărie, Bebe Moise la pușcărie, ce să facem? N-am cum să ies de aici, am lăsat episodul ăsta cam lung, așa că aș aprecia dacă dați și voi un like. Vă pup pe toți și ne auzim mâine la un nou episod. Cine? Nu dă like și subscribe, mama lui e tata lui!